Stimați urmăritori, este ora 12:46, mă pregătesc să mă duc la sală. Astăzi voi efectua exerciții cu greutăți. După cum v-am explicat în clipul de ieri, organismul nostru are două surse de energie, carbohidrații și grăsimile. Având în vedere că mi-am creat această flexibilitate metabolică, astfel încât organismul nostru să utilizeze cu o foarte mare ușurință ambele surse de energie, mergând la sală trebuie să am energie, dar eu nu-i voi da energie din carbohidrați, așa cum suntem toți obișnuiți, ci eu îi voi da energie, adică pot să trag de aceste fiare, din grăsime. Și ce am pus în mic dejun? Iaurt grecesc de 10% grăsime și două lingurițe de smântână cu 30% grăsime. Aici avem din abundență și atât proteine cât și grăsimi. Plus, mai adăugăm niște nuci românești, care conțin și proteină și grăsime, o mână de nuci și mai punem niște semințe de cânepă decorticate, pentru că aceste semințe de cânepă decorticate au foarte multe fibre, proteine, vitamine și minerale, da? Și punem, să zic așa, eu știu câte în această, gata, cam atât. Această masă mi va da energia necesară pentru a putea efectua aceste exerciții de ridicate greutăți. Bun, deci dacă majoritatea preferă să mănânce carbohidrați, orez cu piept de pui și, mă rog, ce au ei acolo, eu prefer în schimb să mănânc această grăsime. De ce? Pentru că organismul meu utilizează această grăsime ca și sursă principală de energie. La mine această grăsime nu se va depune pentru că eu o consum și după, și în timpul exercițiilor și după ce am terminat exercițiile, pentru că organismul meu este învățat să funcționeze pe arderea grăsimilor pentru combustibil și nu arderea carbohidraților pentru combustibil, pentru că am o alimentație cu un conținut scăzut de carbohidrați. Trebuie să ne facem înainte o glicemie, să vedem cât avem glicemia la ora asta. Este 87, după sală vedem cât s-a dus glicemia. Eu pariu că o să crească un piculeț, dar nu. Gata, am venit de la sală, este ceasul 14:46. Haideți să vă demonstrez cât a crescut glicemia, pentru că vreau să vă dovedesc faptul că, da, într-adevăr, când mergem la sală și facem exerciții anaerobice, e posibil ca glicemia să crească. Dar asta, să zic că nu ar fi o problemă, pentru că insulina fiind joasă, glucagonul fiind sus, glucagonul crește nivelul zahărului sânge, după cum v-am explicat și în clipul de deci o simt glicemia din cauza faptului că am urechile înfundate. Și hai să facem o glicemie, să vedem cât este. Deci e o foarte mare. Este mult foarte, foarte bine. Nu ce se întâmplă. Trebuie să vedem să mai mare. Hai să vedem cât este glicemia asta, da? Este simplu, dar nu este absolut nicio problemă, din cauza glucagonului. O să se menține așa, cred că este puțin crescută, ia să vedem cât este. E 125, vedeți? Este 125 după aceste exerciții. Ea o să se mențină așa, cred, o jumătate de oră, o oră, după care o să înceapă să scadă până la valoarea minimă sub 100.
Nu știu dacă mai am timp să mai facem după o jumătate de oră ceasul 3. Nu cred că mai am timp, o să mă duc la stomatolog pentru că am programare, trebuie să fac partea din față. Având în vedere că eu funcționez pe mai mult pe grăsime, ați văzut, dimineața i-am dat organismului meu destulă grăsime și destulă proteină, astfel încât să utilizeze această sursă de energie, că până la ora 7 nu mai mănânc nimic, pentru că asta i-am dat organismului meu destulă proteină și destulă grăsime din alimentația pe care am avut-o dimineață, care ați văzut. Revin pe la ora 7, ceva de genul ăsta, când o să mănânc și să facem o dată glicemia, să vedem cât a scăzut glicemia. La ora 19, este ceasul 19 și 6 minute, să vedem cât a scăzut zahărul din sânge, după care vă arăt că ce mănânc cu ce. Hai să mâncăm glicemia. O să fie scăzut, nu? Așa, cât era? 125, parcă mi-aduc aminte, nu? Ia uitați, vedeți? Este 85. Deci a scăzut, bineînțeles că la 6 minute. Deci ceea ce înseamnă că în momentul ăsta organismul meu este în plin proces de ardere al grăsimilor. El folosește energia din grăsime, el folosește energia din grăsimea corporală. Până acum a folosit energia din ce am dat eu să mănânce, acel iaurt cu smântână, cu nuci, cu semințe de cânepă decorticate și asta a fost energia lui. Acum, pentru că i-am dat foarte puțină energie, ficatul neavând ce să proceseze, își extrage energia din ficatul și extrage energia din aceste grăsimi. Da? Eu aș putea acum să mai mi-e foame un piculeț, nu pot să zic că sunt mamă, sunt rup de foame, nu, aș putea duce până la 10-11 această, mă rog, foame, sau aș putea ține un post până dimineață, dar mă gândesc că este prea mult și acum uite, întrerup postul, să zicem, întrerup, iau cina, da? Că m-am exprimat greșit când am zis întrerup postul, da? Acum iau cina și uitați ce mănânc. Avem un felul următor la cină. Avem niște somon, sardine, puse pe un pat de salată mixtă. Am luat salată mediteraneană, da? Mediteraneană, așa se zice, nu? De la Lidl, o casoletă de anaș și încă o salată de asta verde, normală. O salată, habar n-am, baciu, ceva de genul ăsta. Am luat o mânuță de salată baciu, o mânuță de salată de-aia mediteraneană, am pus într-un castronel, am pus un pic de ulei de măzine, un pic de oțet din cidru de mere, puțină sare celtică, am amestecat, am pus-o peste farfurie, iar peste farfurie, peste salată, am desfăcut o conservă de sardină, sardină în sos tomat, am scurs sosul ăla cât am putut, așa, pentru că sosul ăla conține zahăr, și o bucățică de niște feliuțe de somon afumat, tot de la Lidl, de la norvegian. Și asta este cina, asta este toată masa mea. Ne mai revedem o dată peste 2 ore să mai facem glicemia, da? Pentru că vreau să stau și eu liniștit acum, după ce fac clipul ăsta, să-mi fac treburile mele, mă țin de un băiat să fac un plan alimentar de 2 săptămâni, da? Cred că în seara asta îl termin. Bun, ne revenim peste 2 ore. Da, și iată, am revenit, na, trebuia să vin, e 9:21:27, iarăși am revenit, am vorbit cu foarte multă lume la telefon, am stat, aici m-ați găsit, de aici am plecat, de aici, aici m-ați găsit, nu m-am mișcat deloc pe scaunul ăsta de când am făcut, deci 2 ore și ceva am vorbit la telefon. Hai să facem iarăși o glicemie, să vedem cât avem la ora asta. Of, și așa cum am primit mesaje pe WhatsApp. Uitați, este 92, s-a dus, deci nici n-a depășit 100. Asta înseamnă că glucoza aia și-a metabolizat, deci n-a crescut oameni buni. Da. Deci v-am demonstrat încă o dată că acest diabetul de tip 2 este o boală complet reversibilă. Toți cei care aveți rezistență la insulină și, mă rog, o greutate considerabilă și vreți să investați această rezistență la insulină, aveți numărul meu de telefon la profil aici. Hai, v-am pupat!